și s-au întors păstorii slăvind și laudând pe Dumnezeu pentru toate câte auziseră și văzuseră precum li se spusese. Și pe când s-au împlinit opt zile ca să-l taie prejur, i-au pus numele Iisus, cum a fost numit de înger mai înainte de a se zămisli în pântece. Iar copilul creștea și se întărea cu duhul, umplându-se de înțelepciune și harul Dumnezeu era asupra lui. Și părinții lui în fiecare an se duceau de sărbătoarea Paștilor la Ierusalim. Și când a fost el de 12 ani, s-au suit la Ierusalim după obiceiul sărbătorii și sfârșindu-se zilele pe când se întorceau ei, copilul Iisus a rămas în Ierusalim și părinții lui nu știau și socotind că este în ceata călătorilor de drum, au venit cale de o zi căutându-l printre rude și printre cunoscuți și negăsindu-l s-au întors în Ierusalim căutându-l. Iar după trei zile l-au aflat în templu, șezând în mijlocul învățătorilor, ascultându-i și întrebându-i. Și toți care îl auzeau se minunau de priceperea și de răspunsurile lui și văzându-l, rămaseră uimiți. Iar mama lui a zis către el, Fiule, de ce n-ai făcut nouă așa? Iată, tatăl tău și eu te-am căutat îngrijorați. Și el a zis către ei, De ce era să mă căutați? Oare nu știați că în cele ale tatălui meu trebuie să fiu? dar ei n-au înțeles cuvântul pe care l-a spus lor. Și a coborât cu ei și a venit în Nazaret și le era supus, iar mama lui păstra în inima ei toate aceste cuvinte. Și Iisus sporea cu înțelepciunea și cu vârsta și cu harul la Dumnezeu și la oameni.